și cu mare bucurie în suflet vă anunț că l-am adus aici la emisiune, iar noi am ales ziua de 2 iunie, nu întâmplător, pentru că nu mai este chiar un copil, dar nici nu a zburat prea repede de zona copilăriei, înțelegeți? Este un bărbățel cu talent cât caru, un băiat cu o poveste de viață impresionantă, un personaj care are un dar special și anume acela de a-ți intra la inimă direct, Ciucă. Ei, știu, vreți să aflați despre cine este vorba? Haide că nu vă mai țin așa pe jar. Oameni buni, astăzi la noi la emisiune vine Oleg Spânu, cel care a impresionat milioanele de români, cei care l-au votat în finala România au talent, pentru că a ajuns pe locul 3 în finala România au talent sezonul 13, a impresionat și juriu. Avem și imagini de acolo, îl priviți în imagini, iar apoi e aici în carne și oase. Nu știu, parcă plutesc prin aer. Nici nu mă gândeam să visez că voi ajunge aici, în finală. Nici familia, nici nimeni nu se gândea la așa ceva. Eu foarte mult mi-am dorit să vin la România o talentă, să arăt tot ce pot. De mic mă uitam, transmiteam videoclipuri la voi. Sunt foarte mândru, cu atât mai mândru. Am ajuns până aici, mai ales că sunt într-un sat din Republica Moldova. Sunt un băiat simplu de la țară. Am început să cânt acasă, în pomă, culegeam cereșe. Mă duceam pe deal cu mama, cântam la poamă. Dacă mama vedea că mă stopez, îmi spunea așa: îți dau 100 de lei dacă tu înveți o piesă în română. O piesă populară. Și învățam, dar banii se găteau. Și îmi spunea la un moment dat: măi, Oleg, uite, dacă tu nu avem bani să plătim comunalele, gazul, apa, electricitatea, și eu spun: na, mamă, eu am bani. Și dădeam și tot așa mergea circuitul. This is amazing. This is amazing. Atunci când cânt, simt așa o flacără în inima mea care niciodată nu va fi strânsă. Am rămas mască, vreau să spun. Adică, omule, ce am văzut în seara asta este de domeniul incredibilului. Sunt foarte mândră că ai educat așa un copil. Mama nu-ți ducea să-și facă coafura, să-și cumpere multe rochii, dar investea în mine ca să devin un artist, să fiu un om mare. Și astăzi am răsplătit-o. Toată munca părinților mei și a familiei mele și a mele nu ești în zadar. Doamne, cât de frumos a fost! Dați-mi voie să rămân în picioare atunci când îl felicit. Ne-ai surprins și la semifinale, dar și acum ai făcut-o. Muzica este în ADN-ul tău, n-ai cum, n-ai nicio scăpare, tu asta trebuie să faci. Mă bucur, acum eu spun, mă bucur că vei cânta, că voi cânta cu tine. Doamne, Oleg, cât îți place să faci ceea ce faci și în ce fel ne arăți asta, e? Tu nu-ți dai seama. Și eu cred același lucru ce a spus Andy, eu cred că tu ești genul ăla de momente care ar putea să întoarcă 4 scaune în același timp la Vocea României. Eu cred că va întoarce privirile tuturor celor care sunt acum acasă și poate, nu știu, fac ceva prin bucătărie, își fac curat prin casă și acum se opresc, pac, se uită la televizor și zic: bă, a venit Oleg, băi, Oleg Spânu, omul ăla de la România au talent, hai să-l poftim alături de noi! Oleg Spânu! This is a man's world! Salut și bine ai venit! Bine v-am găsit! Bă, mă bucur mult de tot că ai venit la noi la emisiune, e pe 2 iunie. Poți să zic așa la mulți ani, că ieri a fost ziua copilului și ești copil, nu? Da. Câți ani ai? 15. Nu pot să cred! Deci 15 ani, adolescent, gata! Da.
Mă bucur mult că ești astăzi alături de noi. Haide să luăm un loc aici. Ai venit îmbrăcat impecabil. Mai devreme am văzut imaginile de la finala România au talent. Erai ca în Las Vegas acolo. Deci s-a creat Batista, regizorul show-ului. Ia un loc aici pe canapea. Un decor. Aveam impresia că sunt într-o sală la Las Vegas și mă uit la show-ul unui mare artist. Impecabil ai fost. Mulțumesc. Ce faci? Cum ești? Sunt foarte bine. Lumea foarte, foarte mult te-a apreciat? M-a apreciat. Am foarte, foarte multe mesaje. Lumea deja, mulți mă cheamă la ei să le cânt. Păi la, frumos, nu? Deja la ceremonii. Și e foarte bine. Perfect. El este Oleg Spânu, oameni buni. Exact cum ziceam ceva mai devreme. Fii atent, vreau să te întreb să fii sincer cu mine. De unde ți-ai luat costumul? L-ai luat de undeva? Nu e al tău ăsta, nu? E meu. Ăsta e al tău? Da. Dar pantofii ăsta ai tăi? Da. Au două numere mai mari? Aici am văzut. Da, să mi. Și e loc cu două numere mai mari? Da. Ca să-i pur și la anul și peste 2 ani? Da, că foarte frumos, foarte mult. Deci jur că mi să-mi dau lacrimile așa când... Foarte mult mi-a plăcut. Ți-au plăcut și ai luat mai mari doar ca să-i mai da, port? Da, un pic, eu acum cresc. Tatăl meu este 2 metri și... Nu mă, să te pup, bravo. M-am gândit eu că și eu când eram la Târgu Jiu, de multe ori când îmi plăcea o pereche de Adidas, făceam și parcă m-am văzut pe mine, ca tine, știi, mi-o luam cu numărul mai mare, ziceam, lasă că mai cresc și o să mai fie bun. Da, da, că acum mi-a luat o pereche anul trecut și deja nu-mi vin. Și ăștia ai luat mai mari ca să-i por și la anul și peste 2 ani. Da, tot erau frumoși, nu, deja nu-i pot. Bravo, artistule! Și te-ai și îmbrăcat țiplă, îmi place mult de tine. Mulțumesc! Cum ești, pe cuvântul meu de onoare. Și m-a impresionat când am văzut mesajul ăla, cum erai tu cu bunica care te-a ajutat mult de tot. Mai cânti ceva, îți mai dădea 100 de lei. Mama, mai cânti ceva, îți dădea 100 de lei. Da. Apoi, când venea curentul sau apa, cea mamă, Oleg, dă-ne bani. Da. Nu? Și eram băgat în casă. Doamne, doamne, acolo e mama ta, ea filmează, să știi, de când a venit la aici, a început să filmeze. Da, e foarte, foarte mult. Noi avem o pagină pe Facebook, da? Un grup cu oameni. Și acolo publicăm, postăm tot unde plec eu și ne place asta. De ce nu să arătăm oamenilor unde? Oleg Spânu, așa ești și pe Facebook, pagina ta? Da, Spânu, Udenii. De asta, Spânu, așa ești și pe Facebook, pagina ta și grupurile unde te găsesc oamenii, da, nu? Da, da, da. Știu că ai și o poveste, știi că erau mulți oameni, am citit după aia tot felul de comentarii, stau aici ca să te vezi mai bine, am citit tot felul de comentarii și spuneau oamenii, băi, Oleg este însemnat, are la sprânceană, semn, așa e din naștere? Și ne-am spus, nu e așa e din naștere, că știam povestea asta, ce s-a întâmplat? Am fost la Moscova, în Rusia, da. Părinții erau la lucru și eram mic și m-au luat cu ei. Și deja mama era acolo și mă scotea afară, la plimbare, la joacă. Și era un tobogan, era la teren de joacă. Și erau, nu țin minte precis, dar erau mai multe scări. Și toboganul. Eu tot mă suiam pe scara asta, mă dădeam de durul, tot așa mergea la mine. Și mi-a dat mie în cap, eu sunt conjur și să merg prin partea asta să mă sui. Dar aici era o fetiță care se dădea cu leagănul. Și era aproape de scăriță și... m-a lovit. Deci, practic, ai luat un leagăn în cap aici, da, nu? Da. Și așa ai rămas cu semnul ăsta. Da. Deci, că tu râui spre bine, că toată lumea zice, bă, Oleg, bă, dar parcă și sprânceana aia e un pic așa de altfel, nu? Da, este ceva original. Când ți-ai dat seama că ești talentat și că asta vrei să faci? De mic, părinții, adică mai ales mama cu sora, în casă, în sărai. Da. Mă învățau texte la cântice și eu începeam a cânta, sora cu camera. Da, filma? Da, filma și... Mai mică? Nu, sora mai era mai mare. Și filmam de 100 de ori și plângeam acolo și să primească bine și totuși s-o primi, dar avem foarte, foarte mult... Experiență, da, și în același... Și în același timp când cântam, vedeam că îmi place și la lume îi place și fac și bănuți. Și asta e, la urma urmei, meseria ta, ca să fii artist. Tatăl tău e la muncă, el e pe... Da, ruta
duce pasageri în Moscova. De asta zic, el e pe... Da, la volan. La volan, așa? Da. Și în același timp tu mai mult ai stat cu mama. Da. Da, acum vreo 5 ani cu mama am stat acasă, căci era vreo ușor. Da, am văzut, cum ai zis mai devreme, mama a făcut toate eforturile ca să te facă o mare. Da. Foarte frumos. Mi-aduc aminte, la România au talent, am așa o secvență cu tine, când ai fost și pentru premiul de originalitate, nu? Ai fost nominalizat și la premiul de originalitate. Și la un moment dat s-a anunțat câștigătorul. Câștigătorul n-ai fost tu la premiul de originalitate, a fost... Sandip. Sandip e cel din India, da? M-am uitat, dintre toți oamenii de acolo, bă, tu erai cu zâmbetul pe buze, te-ai dus să-l felicitezi pe omul ăla, adică n-ai avut nicio supărare că n-ai câștigat tu, că n-ai luat tu premiul ăla de originalitate. Te-ai bucurat și te-ai dus și l-ai felicitat, da, și ai zis bravo. Eu m-am bucurat când și Rare și-a primit premiul mare, deoarece eu am onoare să cânt cu Andra. Asta de fapt e câștigul pentru mine. Da, pentru că în turneul tradițional, da, o să mergi la Bacău, dar poate dacă ești pe 1 decembrie, poate vii și la Cluj. Pe 1 decembrie sunt la Cluj, uite, tot dacă ai spus turneul tradițional 2 e și în Torino pe 17 iunie și la Bacău și la Cluj și în București și o să vii să cânți. Da, și te bucură vin, chestia vin, asta? Unde mă chemați, acolo vin. Bravo. Dar tu ai început cu muzică populară? Nu, nu. Eu tot de mic cânt de toate. Pentru că la România au talent, practic așa e dat gata. Ai venit îmbrăcat în costum popular prima dată? La România au talent în preselecție în Iași. Da? A fost tot cu de mai multe genuri, dar m-au ales cu populară. Și apoi, pac, o țară te-a văzut în costum popular și apoi ai șocat pe toți când ai apărut, da, în semifinală, cântând muzică ușoară. Dar tu cânti și la instrumente? Da, cânt la saxofon, la chitară, vioară, pian și fluier. Păi și cine te-a învățat? La școala muzicală din sat. Acum deja am terminat saxofonul, sunt clasa a noua. Și deja în Iași voi vine la colegi de muzică. Deci te muți la Iași? Da. Și deci știi să cânti la saxofon, la pian, tot la școală acolo ai învățat? Da, pianul așa mai pentru mine. Nu am învățat la școală. Dar te descurci așa, nu? Da. Să mă acompaniez. Să la vioară, la chitară. La fluier? Și la fluier, da. Am început la fluier și deja pe urmă am trecut la saxofon. Acum, după ce ai fost la România au talent, cum te pun oamenii mai mult să le cânți acolo la tine în sat? Nu prea. Eu nu știu de ce, dar la mine în sat nu prea mă cheamă lumea. Nu prea. Nu. Mai mult ceilalți din alte sate, din alte orașe, merg și au plăcere să mă vadă, să mă audă. Dar știi ce vreau să te întreb, Oleg? Când cântai tu atunci în Cireș, te răsplătea mama cu câte 100 de lei, te visai așa pe scene mari sau unde te visai tu? Da, mă visam să cânt la lume, să bucur lumea pe scene mari cu artiști mari. Și atât cam să fie aproape. Ești. Trebuie doar să te ții de treabă. Și sunt convins că o să te ții, că ăsta e drumul tău. Bravo, mă, Oleg. Mulțumesc. Mă bucur mult de tot că ai reușit să ajungi, pentru că ai făcut ceva pe drum. Ai venit de acolo, de la tine, cât ai făcut până aici? 11 ore. 11 10 ore. N-ai dormit deloc, nu? Nu. Dar a fost... dacă de la Bălți să iei, i-a pus 11 ore, dar a venit de la Cahul. Am avut astă seară o ceremonie la un hram, da, într-un sat. În Sărata Nouă. Și acolo când te duci, ce cânti? Și populară și ușoară? Și ușoară și populară. Acum deja vreau foarte mult să-mi fac piesele mele proprii. Chiar și la Tradițional 2 doresc să cânt piesa mea proprie. Gata, caut, pe hai. Caut scriitori. Păi uite, poate sunt oameni acum care te văd la emisiune și care poate scriu piese, compun piese și să te caute pe Facebook chiar așa, Oleg Spânu. Ai contul tău, da, Oleg Spânu? Da, pe Instagram. Pe Instagram tot, da, Oleg Spânu. Da, Oleg Spânu, da. Bine, că poate sunt oameni acum care zic, domnule, uite, am o melodie, haide să ți dau ție să o cânti. Da, aș vrea foarte mult o melodie populară să-mi fac să fie hit. Bravo, mă, Oleg. Mă bucur mult de tot. Te-a felicitat mama după ce ai luat locul 3 acolo? Da, da. Pentru că e și trofeul ei, e și medalia ei. Mi-a făcut și mâncare bună acasă. Mi-a făcut și mâncare gustoasă acasă. Adică ce ți-a făcut? Premiu?
Da. Ce a zis? Ai câștigat locul 3, bravo mamă. Astăzi facem, ce a făcut? A făcut o salată, a făcut așa mai multe. Să-mi aleg. De sărbătoare? Adică ca de... o sărbătoare a fost în casă. Să rămână mama. Să țineți microfonul acolo. Cum e? Mândră de Oleg? Sunt foarte mândră și cât mai tare crește mai sus, cu atât mai mari cerințele față de mine, către dânsul. Și puteți să țineți pasul cu el? O ține. Eu sunt și cu filmatul, sunt și taxist și manager și da, tot. Da. La cât de talentat e Oleg, o să ajungă mare artist și să vă pregătiți că trebuie să vizitați toată lumea asta, să mergeți cu el. Da, înveț de manager artistic acum, am dat la anii ăștia să înveț. Lăsați că dumneavoastră învățați să fiți manager, Oleg se descurcă pe scenă, eu cred că faceți echipă bună împreună. Cât ai putie, pentru că sunt mai aproape și eu știu toate minusurile, toate plusurile. Eu nu m-am crezut în trânsul de mic, că el a să fie om mare. Care sunt cele mai mari plusuri ale lui? Cel mai mare plusul e că se ascultă. Dacă nu ascultă deodată, peste vreo jumătate de oră, se gândește la ce i-am spus, analizează și acceptă. Și alta, deci odată că ascultă, vrea să învețe, apoi? El e foarte năstrușnic, e foarte energic. De asta eu și-am rămas acasă lângă dânsul că îl pierdem. Și 15 ani e... Eu tot sunt în domeniul pedagogiei și toată dragostea mea față de copii care trebuie să merg la serviciu, eu am depus în trânsul. E cea mai mare satisfacție la urma urmei. Sunt foarte mulțumită de dânsul. Dânsule, abia aștept să te aud cântând și să ne vedem. Și zâmbetul tău vreau să spun că este de neprețuit. Pentru că mi se pare că tu cu atâta bucurie vorbești, cu atâta bucurie cânți, cu atâta bucurie te bucuri de orice în jurul dar tău. Dar eu nu cred să... că s-a aici. Cum? Eu nu cred că sunt pată asta. Ești aici, băi, Oleg, băi, și mă bucur mult de tot că ai venit. Și să știi că atunci când o să fii la Iași, o să poți să vii mai des la București. Și poți fi atent, că dacă ai câte o piesă, în fiecare săptămână poți să vii să o cânti la noi. Ce zici? Canal de YouTube ai? Da. Deci Oleg Spânu, da? Da. Intră lumea acolo, dă subscribe și da. Te caută. Da, și pe Instagram. A crescut foarte mult. A crescut? Da. Fetele scriu? Scriu, dar nu prea am atenție. De, mamă. De ce? Nu prea am atenție, deoarece doresc să termin studiile, să termin tot ce am de făcut, să fiu bărbat cu minte la cap. Da. Și pe urmă deja o să văd care o să-mi fie soție. Adică, păi, eu mă gândeam acum, nu că te gândești direct să te însori. Dar fetele astea îți mai iau și mai strică câteodată. Că mai te defocusează. Dar eu mă gândesc tot la ceea ce am eu, la scopul meu. Și... Foarte bine. Noi suntem mândri de tine, iar eu să știi că sunt fanul tău de când te-am văzut la România au talent pentru energia asta ta și pentru zâmbetul tău. Mulțumesc! Hai să cântăm! Oleg Spânu! Să nu știi, fără dragă, să nu știi, fără noastră dragă.
Foarte bine, Oleg, nota 10.